Micaela Mirea, iar titlul discursului o să-mi spună data viitoare. Glumesc. Titlul discursului este... Hai? Hai. Hai data viitoare, exact. Vă salut, dragi colegi, eu sunt Micaela Mirea, am 23 de ani și 10 dintre aceștia am practicat arta marțială taekwondo. Știe cineva ce înseamnă taekwondo? Perfect. Foarte bună statistică. Am decis să încep discursul meu cu acest fapt pentru că, știți voi, să par mai șmecher. Cariera mea în taekwondo nu a fost un drum atât de ușor pe cum putea fi, de aceea am decis astăzi să o compar cu un sparing. Deci, runda 1. Fetele nu practică așa tip de sport. Ești fetiță. Nu poți să faci asta. Parcă ești un băiat în costumul ăsta. Am fost jignită, am fost luată în râs și mi-am zis, păi nu pot să fac asta. Eu doar sunt fetiță. Runda 2. Primul meu sparing. M-am gândit în fiecare zi la acest moment. Mi-am imaginat în creierul meu cum ies pe tatami, fac plecăciunea, întind mâna spre adversara mea și o înving. Frumos, nu-i așa? Totul ar fi perfect dacă nu ar fi doar în capul meu. Am ajuns pe tatami, am făcut plecăciunea, am întins mâna spre adversara mea și bam, o lovitură. Bam, a doua și bam, alta cu piciorul. Vedeam cum medalia mea stă la marginea covorului și îmi spune, hai data viitoare. Runda 3. Cupa mondială din 2016. Nu am fost niciodată bună la sparing, cumva nu mi-a permis înălțimea. De ce eram bună la tehnică? Cred eu. Și am mers în Budapesta, la Cupa Mondială din 2016, ca să iau medalii și să aud Cahuleanca Micaela Mirea a luat locul întâi la Cupa Mondială de taekwondo. În categorie la tehnică am fost 56, iar medalii sunt doar 3, vă dați seama. Eu am luat locul 32. Nu m-am întristat sau... Nu m-am întristat pentru că mai urma o probă. Proba la sărituri, tehnica specială. Ne-au chemat pe covor, ne-au aliniat într-un rând, eu și celelalte participante. M-am concentrat, m-am aranjat, gândeam pozitiv, după care mă uit spre dreapta și văd adversarele mele. La proba sărituri, șanse n-am. Au sărit ele pe rând, eu eram ultima. Din toate participantele, în a doua etapă am trecut 6, printre care și eu. Din cele 6, în final am luat locul 4, pentru care nu se dă medalii. Și iar fără am rămas. Așa s-a încheiat la mine cea de-a treia rundă. Dacă ar fi să mă țin aici pe mine și aici toate fricile și neîncrederea mea, în final voi face așa. În acest sparing am luptat eu și cu mine. Și ambele am pierdut. Visul meu de a avea succes și de a obține centura neagră era ținut departe de către toate complexele mele. Până în ziua în care am semnat pacea cu ele. Și de atunci fiecare pierderea mea a devenit un câștig. Iar acum am asta. Și vreau să vă spun că atunci când ieșiți pe covor, când faceți plecăciunea și când întindeți mâna spre adversarul vostru, fiți gata să luptați. Savurați procesul, iar rezultatele vor veni automat. Vă mulțumesc! Oh.